Ziua, ne așteaptă un meci important în ceea ce privește ierarhia clasamentului, având în vedere etapa, știu, joacă CFR cu FCSB, iar noi jucăm cu Botoșani. În cazul unei victorii ne menținem acolo, putem să trecem pe locul 2. Este important. Meciul în sensul celor 3 puncte pe care trebuie să le câștigăm. Va fi un meci dificil împotriva unei echipe care încearcă să joace fotbal și destul de ofensivă. Pe care? Ei, da. Dacă unei victorii ar trece peste. Cu siguranță. Asta cu siguranță. Mai sunt meciuri de disputat. Dar în cazul, eu știu, speranța că noi vom lua cel 3 puncte, un meci de 6 puncte. Care pe care? Practic, trebuie să fim foarte concentrați. Mult mai concentrat decât în meciurile precedente, dacă vrem să câștigăm. Handicapul pentru Universitatea, dacă se joacă fără suporteri, echipa cu cei mai mulți, nu-i de ce. Da. E plăcut să joci fără suporteri, mai ales acasă, având în vedere cât spectatori vin la noi. Din faza defensivă, s-au văzut și în meciul cu FCSB, lăsate spații, ce se întâmplă? Adică, nu știu. Cred că greșelile. Ați fost fundaș, nu liber. Da. Greșelile personale au făcut diferența. În momentul în care ai mingea și greșești pasul, este o greșeală personală care poate fi foarte ușor să nu mai faci. E chestie doar de concentrare în momentul respectiv. În momentul în care faci greșeli personale la un anumit nivel, deja te taxează. În anumite meciuri, chiar dacă nu joci cu echipe bune, chiar dacă nu greșești, adversarul te poate taxa, eu știu, pentru o lipsă foarte strânsă de marcaj. Dar dacă și greșești și le faci cadouri, lucrurile se întorc împotriva ta. Probleme de loc? Față de cele știute? Nu, aceleași. Aceleași ca de până acum. Vorbesc cu lucrul meu de greșelile din defensivă. Ele se observă și în timpul antrenamentelor sau e vorba de presiunea jocului, de adversarul mai insistent? Poți greși oricând. Este chestie doar de concentrare pe tot parcursul jocului. Iar ca să ai concentrare bună și să greșești cât mai puțin, trebuie pe tot parcursul antrenamentelor în cariera ta să fii tot timpul concentrat. În momentul în care un moment nu ești concentrat, poți greși pasul. Ceea ce s-a întâmplat, sau să ai o lipsă de marcaj și o reacție târzie și să dai spațiu adversarului. Iar v-am zis, din ce urci nivelul, lucrurile astea trebuie să nu se întâmple, pentru că plătești imediat. Cum se simt băieții după aceste două eșecuri? Spunem asta pentru că suporterii sunt foarte supărați. Și noi suntem la fel de supărați. Și suporterii au tot dreptul să fie supărați. Este normal. Dar mai avem atâtea meciuri de disputat. Sperăm să câștigăm următoarele două meciuri. Păcat că nu avem în spate și lucrurile se vor regla. Eu știu, dacă s-ar întrebi pe campionatul, cei de la CFR Cluj chiar cer acest lucru, ar fi în avantajul echipei? Care și starea de spirit, că este în toată țara problema asta? Da, nu știu, din punct de vedere, dacă ar fi un avantaj sau un dezavantaj. Nici nu m-am gândit la lucrul ăsta. Singurul lucru la care m-am gândit este să pregătesc cât mai bine meciul cu Botoșani. În lupta pentru titlul, cred că contează și rezultatele indirecte. Într-un fel, direct a avantajat Universitatea și FCSB după egalul CFR. Ce rezultat va conveni la CFR cu FCSB? Tot timpul când joacă contra candidatele, îți dorești să fie cât mai puține puncte în joc. Îți dorești tot timpul egal, pentru că ambele pierd două puncte. Da, indiferent de rezultatul celorlalte, trebuie noi să câștigăm. Asta este cel mai important lucru. Restul vine de la sine, în funcție de rezultatul celorlalte echipe. De Mihailă. Da, Mihailă este în continuare accidentat. Te așteptam la un moment atât de ridicat de goluri primite? Da, sub nicio formă. Nu mă așteptam la greșeli, așa de simplu. Adică poți pierde un meci că adversarul ți-e superior. Eu știu, sare mai sus ca tine pe o centrare, are o detentă mai bună sau aleargă mai bine ca tine, este mult mai inspirat. În meciuri importante, este important să nu faci cadouri, să-l lași pe adversar chiar să-ți fie superior, să aibă o execuție bună dintr-o lovitură liberă sau să găsească o soluție imediată
Așa când faci cadouri oricărui adversar, te taxează, iar la un nivel mai ridicat, imediat lucrurile sunt imediat se întorc împotriva ta și nu mai poți reveni. Vă gândiți cumva că ar putea fi ultimul meci din acest sezon care putea decide practic clasamentul, ținând cont că aproape toate campionatele timp să se închidă o tămâniță. E posibil. Orice e posibil, dar nu... Important este să câștigăm meciul ăsta. Cum, necum, să-l câștigăm. Trei puncte foarte importante în ierarhia clasamentului. Ambele meciuri cu, practic, cu Botoșani și Astra, pentru ierarhia clasamentului, sunt foarte, foarte importante. Ești dezamăgit de unii jucători? Suntem cu toții dezamăgiți de evoluția noastră. Nu, dacă am pierdut, n-am pierdut un jucător. Dacă eram bun, puneam mingea la centru și înscriam 5 goluri. N-am fost atât de bun. Când greșește cineva în apărare, imediat se cunoaște. Nu putem să punem la zid un jucător care a greșit. Într-un meci greșește unul, în alt meci alt jucător. Important este să fim o echipă și să eliminăm greșelile astea pentru a avea șanse să câștigăm. Se întâmplă, sunt inerente aceste greșeli. Păcat că ele au venit într-un moment în care nu aveam nevoie. Suporterii se întreabă totuși, dacă tot apar aceste greșeli destul de meci de meci, dar și la fundalul din pasă direct la adversar, de ce nu se dă tare minge să fie degajată din culoare de centru terenului? Cu siguranță pe pressing, în momentul în care nu ai soluție, singura soluție este pas lung, fără a-ți lua niciun risc. Astea sunt lucruri, așa, ABC-ul fotbalului, pe pressing al adversarului în care nu ai soluție, ești cu pas lung. Uneori decizia jucătorului crede că poate să paseze ușor și poate avea o execuție greșită. La tot ceea ce se întâmplă în această perioadă, în lume, vorbim de toate sporturile care sunt afectate, cum îi simți pe jucători, concentrați? Asta depinde de fiecare. Nu știu cât citesc, cât sunt influențați de ceea ce se întâmplă. Se uită la meciuri din Liga Campionilor, fără spectatori, aud... Am jucat și noi și noi jucăm fără spectatori și noi am simțit pe pielea noastră. Important este, indiferent de lucrurile care se întâmplă, trebuie să fii concentrat pentru jobul tău atâta timp cât ești aici prezent. Altfel, nu faci nimic. Botoșani, o pretendentă la titlu? Orice echipă, mai sunt 7 meciuri de jucat, orice echipă poate câștiga titlul. Dan Petrescu se temea de Botoșani, spunea că are organizare, are arbitri, are bani, are toate pentru a fi campioană. Părerea dânsului. Vă e teamă că Universitatea Craiova poate pierde podiumul? Orice se poate întâmpla la fotbal. Nu. Intrăm să jucăm, să câștigăm. Vom vedea ce reușim pe teren. 8 partide, așa. 7 în sensul că Botoșani se joacă, da, îmi cer scuze, am greșit. Ați văzut, în sport au apărut primele cazuri de coronavirus. S-au apărut în fotbal, un jucător la Juventus, în carantină, a apărut în NBA. Vă e teamă pentru jucătorii noastre? Ne e teamă pentru răspândirea virusului, nu? Ne trebuie pentru toată lumea. Sunt lucruri pe care noi, pur și simplu, pe noi ne depășesc. Sunt oameni capabili și puși să ia decizii pentru ceea ce trebuie să facem. În opinia noastră de antrenor al Universității Craiova, ar fi bine ca campionatul să se întrerupă în acest moment, așa cum susțin cei de la CFR? Vă mai repet, cei care sunt puși să decidă în ceea ce privește acest virus știu mult mai bine decât noi ceea ce trebuie făcut. Dacă trebuie intrat în carantină, dacă trebuie, ce măsuri trebuie luate, ei sunt puși și știu cu siguranță mult mai bine decât orice alt om ceea ce trebuie făcut. Apropo de Dan Petrescu, cum ai comentat decizia aceea de a schimba secunda 25 și dacă vei face și tu la fel? Nu mi se pare o regulă, am repetat. Under 21, adică logic, Îl avem pe Ivan și trebuie să jucăm cu Under 21 și singura soluție este Bayram. Bayram, un jucător talentat și de viitor. Dar plătești un jucător, îți transferi un jucător și nu poți să-l folosești. Adică e logic.
Nu mi se pare logic. Atâta timp cât competitoarele din Europa League nu au aceeași regulă. Dacă trebuie să avem și noi aceeași regulă precum competitoarele noastre. Pentru că, gândiți-vă, cum au jucat ei cu Sevilla, poate vreau să folosească un jucător să-și intre în mână, să fie în competiție și n-au putut să-l folosească. Și atunci vrem să o echipă din România să bată Sevilla. Dar nu poate să-și folosească jucătorii. Mi se pare o regulă absurdă, pur și simplu. Am putea să-l vedem pe Gustavo? E posibil. Ușor și-a căpătat așa o formă fizică cât de bună. Vom vedea cât minute vom putea să-l utilizăm.